Bine m-am regăsit, prieteni. I-am povestit unui amic de-al meu ce am pățit eu cu facturile la curent și mi-a dat un banc. Era cu Radio Erevando, o să spun cu Radio București. Mă rog, din București, că e de acolo din ministerele. Știi bancul ăla cu... Nu vă spărați, pot face baie dacă am diaree? Și răspunsul era da, dacă ai destulă. Ceva în genul ăsta s-a întâmplat și cu facturile la energie. Prima factură am primit-o 1200 de lei, 12 milioane de lei vechi. Mă gândeam, când Dumnezeu ai fi luat eu atâta curent, ce am făcut cu atâta curent, că nici nu mi-am făcut scaun electric. Da, după câteva zile, două, trei zile, încă o factură, 400 de lei. Nu no, am noi mă mă, da, încă o factură. După vreo 3 săptămâni, una cu 200. Nici care era reală dintre ele. Alba neagă. asta are, asta n are, asta e câștigătoare, nici eu n-am știut am stat cu o de familie, ce face? Băi, dacă ne dau ăștia curentul jos, nu mai avem curent. Și am plătit. Pentru că nu e așa, eu v-am spus pe lângă sunt, că sunt naiv, sunt câteodată și fraieră. Da, și atunci am zis, hai să înțelegem un pic mecanismul ăsta, să știu ce mă paște, cum mă paște, dacă mă paște sau mă pasc eu singur. Și știți că noi avem un prieten, toți, da? Membru în Comisia de de-a de prețurilor, dacă până la urmă aia este, da, prețurilor energiei, Cristian Bordei, senatorul, și l-am spus așa, Cristi, hai să ne explici, nu știu, băbește, ce se întâmplă cu prețurile, bine ai venit. Ai bine văzut? Am găsit. A rămas cu bancul. Da. Și atât. Și cu banii luați. Și bătută, și turututută, și cu banii luați. Știi, cam bancul ăla altă. Da, păi probabil prima factură care ți-a venit a fost în acel, acele momente de început, după emiterea celebre ordonanțe cu plafonarea și compensarea, dar la care normele de aplicare au venit mult mai târziu, ultimele după vreo două luni și s-a stârnit o întreagă confuzie în piață, urnii furnizori au înțeles, alții n-au înțeles cum să aplice, unii n-au emis facturi, alții le-au emis greșit. Cert este că eu da. trebuie să plătesc. Și da. probabil ca mulți, mulți alții. Da, evident că na, omul vrea să plătească ca să nu rămână fără curent electric și fără gaz. Mă și gândeam că deja gătesc da. la șemineu. Da. Să zicem că, în cele din urmă, pentru consumatorii caznici, lucrurile aparent s-au reglat într-un anumit fel, în sensul că au început să vină acele facturi cu minus, suma cu minus reprezentând suma compensată prin această măsura compensării și plafonării de către stat și având de plătit doar diferența, bine, chiar și așa, unii nici acum nu înțeleg exact cât au de plătit pentru că facturile astea sunt destul de... Tu, te știi să, tu Știi să te uiți în ele, că eu, de exemplu, văd de acolo vreo patru prețuri. Uneori și eu am dificultăți, dar hai să zicem că în general știu să mă uit, dar da, vorbesc și eu cu cunoscuți și prieteni și mulți încă au dificultăți să înțeleagă totuși cât au de plătit. Dar să zicem că cât de cât pentru consumatorii casnici există o oarecare calmare a prețurilor și reducerea lor, dar pe de altă parte... Ceea ce oamenii nu știu este faptul că această lege, și cu completările ulterioare, a produs o mare fierbere în interiorul sistemului, a sistemului energetic adică național, fierbere. în sensul că sunt consecințe foarte negative pentru actorii din sistem și mă refer la furnizori, pe de-o parte. Și la distribuitori, pe altă parte, Furnizorul ăla furnizorii care de... fiind acele firme care au contractul direct cu clientul final, adică de la care primești o factură. Cum avem toți și primim factură, distribuitorii sunt acele companii care dețin, se numesc distribuitori de sistem, dețin rețeaua fizică, Transport. adică acea infrastructură prin care circulă curentul electric și care nu Businessul lor nu este din avin de energie, unor clienți, ci e această, acest transport a energiei electrice. Pentru care se percepe o taxă de transport care apare în cele din urmă în factura finală de la clienți. și Ei consumă ceva uh, pentru transportul ăsta? Păi, ăsta e unul din, adică e marea cheie a situației actuale acești distribuitori ca să transporte energia prin rețelele lor, consumă cam 10% din energia pe care o transportă. Deci pentru 100 de kW transportați pe fir, consumă 10 kW. Și această energie ei o cumpără de pe piața liberă ca orice client, ca orice SRL, ca orice consumator final, n-au absolut nicio facilitate. Și dacă la momentul când prețurile erau jos, acest consum nu reprezenta o mare problemă în ansamblu cheltuielilor lor, acum, odată cu creșterea prețurilor, a devenit o mare problemă, mai ales că prin mecanismul ăsta de compensare și plafonare lor nu li se compensează, deci ei nu intră în această schemă de compensare, ei funcționează pe niște tarife, aceste tarife de transport, care sunt practic veniturile lor și care ar trebui să le includă toate cheltuielile, care, aceste tarife sunt fixate odată pe an de câte ANRE indiferent cu cât se mărește prețul dacă... Da, deci se practică niște prețuri estimate pe un an de zile a energiei electrice. Evident, atât timp cât piața a fost relativ stabilă, se puteau face niște estimări care să fie valabile un an de zile, dar în momentul în care prețul a explodat, prețul nu s-a mai potrivit cu prețul estimat când s-a fixat tariful și practic aceste companii în momentul de față toate înregistrează pierderi, unele au ajuns ca 50% din bugetul lor total să fie alocat numai pentru achiziția acelei 10% cantitate de energie necesară pentru a desfășura activitatea și care repet nu e o sursă de profit, ei nu vând acea energie, ei o consumă, ei -mi consumă da. Și, practic, toți în momentul de față funcționează pe pierdere și pe credite bancare, și, din câte mi s-a spus, majoritatea sunt cam la 2-3 luni distanță de faliment. Aoleu. Ceea ce ar fi o situație extrem de gravă pentru că aceste companii nu pot fi înlocuite cu altcineva. Deci, dacă este unul de la Mare Mare care dă faliment, eu ce fac? Păi, nu prea ai ce să faci, și pentru că, repet, ei nu pot fi înlocuiți, și apoi, și furnizorii, la rândul lor, au o mare problemă pentru că statul nu le decontează acele sume care rezultă din compensarea dintre prețul cu care achiziționează energia și prețul plafonat la care trebuie să vândă la consumatorul final care în mod normal, prin legea care a fost dată, trebuie, acele sume trebuie achitate în termen de 30 de zile, în momentul de față sunt întârzieri foarte mari, adică se plătesc uh, compensările de prin decembrie. Acum e martie. Da, deci Bine, practic... Și statul nu plătește, nimic, nu plătește nimic niciodată. Dacă scrie în 30 de zile și el vine în 60 sau în 90, el nu plătește niciodată nimic? Nu, nu plătește nimic. Și eu personal... Încă de când s-au stabilit aceste măsuri, am spus că asta va fi, acesta va fi marele punct slab. Tu ai și zis încă da. din decembrie la emisiunea Faptul din decembrie. că statul, de fapt, niciodată, statul nu are un istoric de bun platnic în România. Întotdeauna statul plătește cu întârziere. Știm asta și de la TVA. Adică decapitalizează. <coughs> da. Deci, practic, aceste companii sunt silite să suporte din banii proprii da, bani. toate aceste costuri. Cât mai bani? Bineînțeles, oricât publicul le urăște pentru că îi urăște pe furnizori pentru că Vede de pe la le vin practic facturile și toată lumea știe că la noi e și ideea asta cu intermediarul care se îngrașă pe seama poporului care vine de prin comunism, își are originea și care e o idee încă mult prizată în societatea noastră, și, de fapt, în toată povestea asta, cel care câștigă cel mai mult e statul. Da, să mai zicem <coughs> o dată. Din 100 de lei, 5 lei iau toți ceilalți, 95 ia statul. Da. Și statul vine să spună că. El compensează. Păi ce compensez? După ce mi-ai luat banii, mă compensez din banii mei. statul, după cum am mai spus, 80% din producția de energie electrică o fac companiile de stat. La gaze avem doi producători, unul de stat RomGaz, celălalt OMV Petrom. Acționar. Statul este acționar de, și de acolo câștigă prin dividende. Apoi statul câștigă din taxe, din TVA, care evident la prețuri mai mari și tva uri mai mare și apoi din supraimpozitarea profiturilor tot mai grase ale companiilor de stat, tu nu chiar supraimpozitează nu și pe producătorii de energie regenerabilă care de fapt nu funcționează pe același principiu ca producătorii de stat de statul ia cu 10 mâini, statul e câștigătorul principal al acestei creșterea prețurilor și spuneam că, de exemplu, noi USR am venit cu propunerea reducerii TVA, care este una dintre măsurile care au fost recomandate și de Uniunea Europeană. Atunci. Și de ce nu s care păi... a mai ajutat și pe mine, și pe la de la IMM, și pe la de la marele nu știu ce companie. Asta păi de... ar putea fi un răspuns. Faptul că statul câștigă tot mai mult din TVA Bine și. din... și ce face cu banii, în afară de faptul că bagă 2 miliarde de euro în pensii speciale? Uh -huh. Pregătește pensiile speciale pentru primari, angajează amante, neveste, da, păi plătește aparatul bugetar, susține toate schemele de ajutoare sociale și așa mai departe. Și mai mult decât atât, statul mai câștigă și din faptul că nu le dă banii la timp furnizorilor, adică, practic, schema asta de compensare, în final, e suportată de furnizori și nu de stat. Da, îmi ziceai într-o discuție anterioară că există o lege prin care, zicem, dacă al meu furnizor dă faliment, e obligat, ăla al alt să-l să mă ia foarte repede. Da, pe factură să Da, sunt așa numiți furnizori de ultimă instanță da. care trebuie, sunt obligați prin lege să preia clienții furnizorului care a dat faliment. Și în momentul de față sunt tot mai mulți furnizori de data asta, deci nu vorbim de distribuitori, furnizori care dau faliment, furnizorii mai mici, care nu mai pot să susțină toate costurile de, de Chiar aici, în județul Cluj, a dat de curând faliment CPL Concordia, care era un nu furnizor simt. de gaz, acționează prin zona Cojog, mai multe zone, are 20.000 de clienți, a dat faliment, clienții ăștia acum trebuie preluați de furnizorii de ultimă instanță de gaz și deși lumea ar crede că mamă ce bucuroși or să fie ăștia că dau furnizorii mai mici faliment și le iau clienții și mai fac bani, de fapt în momentul de față furnizorii sunt îngroziți de ideea de a prelua alte mii de clienți, pentru că asta va însemna că vor trebui să suporte costurile pentru încă câteva mii de consumatori, adică să primească cu întârziere acei cu bani personală. de la stat și să suporte pe banii lor costurile. Bine, ăsta era de 20.000 de. De, de clienți. Și dacă da. dă unul cu 500.000 de, de clienți, care e atâta? Practic, atunci nu este soluție, pentru că în momentul de față niciunul din furnizorii de ultimă instanță nu pot suporta să preia un număr atât de mare de noi clienți, pentru că asta înseamnă o întreagă infrastructură, înseamnă cheltuieli, costuri, angajați. Nu e atât de ușor să gestionezi sute de mii de clienți casnici. Asta apropo și de întrebarea aia, domne, dar ce nevoie avem noi de furnizori ăștia? De ce nu cumpărăm direct de la producători? Păi aia, pentru că producătorul produce energie, asta știe el să facă, iar furnizarea este cu totul alt business. Îți trebuie o rețea de sucursale, îți trebuie angajați, îți trebuie call center, îți trebuie să emiți facturi, să încasezi bani. Deci e o întreagă altă poveste și e foarte greu pentru un producător să facă și business-ul ăsta de furnizare. De când vorbești de așa, mă la cujin, la șemineu, că bag seama că aici o ajunge dacă... Cât mai au oamenii ăștia de... Cât mai pot suporta? Adică, de financiar vorbim. Asta, situația, e o mare fierbere în momentul de față în interiorul sistemului. Oamenii nu știu asta, bineînțeles, pentru că nici nu-i interesează. Nu la urmă, da. pe factura. Atât da, atât. pe el interesează factura, nu știe ce se întâmplă, toată bucătăria până ajunge factura aia la el. Mai e și manipulat de politicienii puterii pe la televiziuni și așa mai departe, dar situația este extrem de gravă. De exemplu, distribuitorii din discuțiile și din informațiile care au apărut au acumulat pierderi undeva pe la 2 miliarde de lei din de la de finalul, miliard. deci asta în 5-6 luni, să ne înțelegem și practic ei acum trăiesc pe credite bancare și sunt la 2-3 luni de declararea falimentului. Pe și banca cât le mai dă bani? Păi tocmai că băncile nu le mai dau bani la nesfârșit pentru că băncile la rândul lor le văd situațiile financiare și nu mai dau bani pe care nu sunt convinse că îi vor mai recupera. Deci situația este extrem de dramatică și eu sper totuși ca în ceasul al 12-lea guvernanții să înțeleagă că trebuie să ia niște măsuri și pentru Uite. a sprijini acești actori ai pieței energiei. Ultima întrebare. De ce chestiile astea nu se, nu se vorbesc la televizor? Adică eu ascult la televizor numai chestia asta. domnule, am compensat, facem, dregem. Pe online, dacă e vorba să facem un pic de analiză, și aici ne asumăm riscul de analiză și să, să, explicăm lumii, sigur că toată lumea vrea eveniment, vrea spectacol, dar chestiunile alea, evenimentul ăla și spectacolul ăla, sunt zero fără o analiză ca să înțelegem ce se întâmplă, de ce se întâmplă, cum se întâmplă și dacă există niște soluții. Chiar cu riscul de a părea plictisitori. Da? Îmi asum eu riscul ăsta. Dar, pe de altă parte, nu văd o explicație. Uite, măi, tovarășul cetățean, avem conjunctura asta. Da, conjunctura asta este globală, conjunctura asta este națională în interior sunt X, provocări, sunt X, pro, eh, oportunități, sunt X, Y, soluții. Adică să înțeleg că atunci nu mai înjur pe ăla la care îmi trimite factura, nu mă mai sfădesc cu nevasta, nu deschide gazul, las că mă bag eu și mineu și ard acolo pentru o mămăligă cu tocană. Adică sunt lucruri simple pe care oamenii ar trebui să, să, le știe din, din cultura asta de secol 21. Băi, cum se face? Ce se întâmplă până dau eu drumul la, la, la ragaz? Care-i mecanismul? Că acum trebuie să mă intereseze, că deja mar de la dește și la buzunar. Păi, unul la mână pentru că e mult mai avantajos să ieși în fața votantului de la televizor și să-i arăți că i-ai redus factura, că asta e mesajul cel mai interesant pentru votant. Și doi la mână pentru că n-au niciun interes, sau mai bine zis, interesul lor este să îndrepte vina către oricine altcineva decât statul român. Prin companiile de stat. Da, prin companiile de stat și prin banii pe care statul îi încasează și atunci vinovatul cel mai de, la îndemână sunt exact aceste companii care sunt majoritatea private, unele sunt străine și știm foarte bine tot narativul ăsta contra străinilor și toată, cum să spun, mentalitatea etatistă a multora din partidele de la putere. Da. Și atunci nu o să spunem nimic rău de stat, nu, noi trebuie să spunem rău de privați. Da, suntem de uh, da. dreapta, dar, Doamne ferește să ne iasă socialismul din cap. Mult tare, mult bancul la rămâne valabil de la da. început. Da? Și uite, chiar îi rog pe cei din diasporă să ne scrie. Cât ați plătit voi la curent, cât ați plătit voi la gaz, pentru încălzire, pentru ce faceți? Eu sunt foarte curios. Uite, pentru un apartament, pentru un garsonier, apartament de două camere, case, etc., etc. Ca să putem da. compara da, cu mai spun un singur lucru. N-am vorbit acum despre compensarea în sine, dar gândește-te că plafonarea și compensarea se aplică așa la paușal, adică și la ăia care au nevoie și la ăia care n-au nevoie și la aia care își permit să, să, plătească niște facturi mai mari, și lor li se aplică. Stai liniștit, că după ce se nu, nu, se mai compensează, cred că da. plângem toți în Batista. Că atunci o să vină prețurile reale și atunci va fi bai. Da. Dacă până atunci nu se întâmplă nimic, după cum am spus, doar se amână momentul. O să ajungem, știți cum o să ajungem? Să filăm. Ați văzut cum filează aia jucătorii profesioniști de poker, cărțile să vadă, aș cu popi, care de popi, chintă roială, așa o să filăm noi Fapt. facturile. Dar o să ținem și o nitroglicerină sub limbă, căci că ajută la infarct. V-am populizat semnificativ. Bancul rămâne valabil.